Captiv fără apă în infernul caniculei. Vorbim despre locatarii unui bloc din Drobeta Turnu Severin care au rămas fără apă de o lună de zile. Aceștia spun că își plătesc utilitățile și nu înțeleg de ce au robinetele seci. Oamenii acuză conducerea asociației de proprietari că emite facturi inclusiv pentru persoanele decedate din bloc. În plin sezon canicular, când fiecare picătură de apă contează, locatarii unui bloc din Drobeta Turnu Severin au rămas fără apă. Oamenii spun că de o lună de zile trec prin acest chin, deși cei mai mulți dintre ei sunt cu datoriile la zi. De o lună de zile scar apă cu bidoane să pot să-mi spăl copii, să pot să le fac de mâncare. Îmi las copiii siguri ca să mă duc să car apă, care eu sunt la zi cu plata. Câte? Plus 329 de lei, aveți în avans. Da, și apartamentul 13-14, ia vedeți. 14. Plus 116 de lei. Știi ce am spus? Fetiții, tati, ne mutăm de aici, eu nu mai pot sta aici. Tati, vreau să fac bani. Tati, miros. Am apă cu bidon. Spălăm cuvoane afară, fața blocului. Miroase foarte urât. N-avem apă să ne spălăm, să gătim la copii, stăm și murim în casă. Fiecare zi devine o luptă epuizantă pentru a obține apa necesară pentru băut, gătit, igienă personală și curățenie. Oamenii spun că datoriile cresc din cauza conducerii asociației de locatari, care facturează inclusiv persoanele decedate. Avem aici o situație aparte. Doamnă moartă de 3 ani de zile, uitați-vă aici câtă datorie are, 22 zisăși, da? 24. Uitați cât are, 22 de milioane bani ai vechi, 898. În condițiile în care doamna este decedată. Decedată, ia uitați ușa. Președintele asociației de locatari a fost de negăsit pentru a oferi o explicație. Aparent, domnul Predescu nu răspunde la telefon, are telefonul închis. În schimb, administratorul asociației spune că s-a ajuns aici pentru că doar câteva persoane sunt cu datoriile la zi. Câteva persoane au datoriile la zi ei, ca regie. Da, sunt foarte multe datorii la nivelul scării. Am înțeles de la locatari că au datorii chiar și persoanele decedate. Cum comentați această situație? Aș vrea să știu. Păi, da, sunt dați în judecată, sunt ăștia... Persoanele decedate, doamnă, persoanele care sunt moarte și care nu mai locuiesc aici, au datorii. Cum este posibil acest lucru? Reprezentanții SECOM au decis sistarea apei în blocurile unde se înregistrează datorii extrem de mari. În ultima perioadă, societatea noastră a luat măsuri de sistare a apei potabile la blocurile unde se înregistrează datorii extrem de mari, dat fiind această perioadă cu temperaturi foarte ridicate, am decis ca apa să fie din nou livrată către consumatori, însă odată cu echilibrarea temperaturilor vom lua din nou aceleași măsuri. În contextul meteorologic actual, reprezentanții SECOM au hotărât reluarea furnizării apei.